Primăria Constanța va da startul festivalului iernii pe 4 decembrie. Spre deosebire de anii precedenți, când tradiționalul orășel al copiilor se organiza în parcul de lângă Primăria Constanța, anul acesta locație este nouă. Evenimentul se va desfășura la pavilionul expozițional, iar de organizare se va ocupa o firmă căreia primăria îi va plăti 1,4 milioane de lei. La pavilionul expozițional va fi amplasat un patinoar cu intrare liberă, o scenă pentru spectacole și utilaje de agrement. În ceea ce privește petrecerea de Revelion, Primăria Constanța a decis organizarea acesteia în piața Ovidiu.